Stimate domnule prim-ministru, domnule ministru, excelență domnule ambasador, stimate doamne, stimați domni, Hristos a înviat, bună ziua tuturor! Ce pot să spun în această zi, cu ocazia acestui eveniment? Este un pas visat, este un pas dorit, este un pas făcut. Și vreau să felicit cetățenii Republicii Moldova cu această frumoasă realizare. Dar în primul rând, cred că ar trebui să revenim un pic în timp către o perioadă de loc ușoară pentru țara noastră. Nu că am trăit acum vremuri ușoare, însă anul 2009 a însemnat momentul în care Republica Moldova și-a decis prezentul și viitorul. Atunci când trebuia să luăm decizii vizionare asupra ceea ce trebuie să facem în Republica Moldova pe toate domeniile luate separat și toate luate împreună. Ori, astăzi, dacă este să vorbim despre medicină, eu vreau să le mulțumesc celor care au activat în acest răstimp, în acest domeniu, pentru că au reușit să convingă și ca împreună să avem o viziune integrată, bazată pe principii și valori europene de dezvoltare. Anume, în baza acestei viziuni, noi am reușit să acționăm. Să acționăm consolidat, începând de la asigurarea cu servicii de calitate în medicina primară, printr-o viziune foarte coerentă și clară, asigurată cu finanțare suficientă în ceea ce ține de repararea și ajustarea infrastructurii, dar și a echipamentului la nivel de instituții spitalicești raionale, dar și, desigur, ce ține de instituțiile la nivel republican. Acest bloc chirurgical, despre care am vorbit atâta timp, și de care ne bucurăm astăzi că va fi pus la dispoziția cetățenilor Republicii Moldova, reprezintă un exemplu în plus că se poate. Reprezintă că noi aici în Republica Moldova avem capacitate deplină să ne propunem obiective foarte îndrăznețe și cu oamenii din Republica Moldova, având parteneriate funcționale, să reușim să ne realizăm aceste obiective. Vorbind de exemplu, vreau să vă spun că acest proiect mai demonstrează cum pot fi atrași la implementarea unui proiect parteneri, așa cum spunea și domnul prim-ministru, începând de la Washington, Uniunea Europeană și în premieră, de altfel trebuie să spunem, avem investiții în sănătate din partea partenerului nostru, pe care îl numesc și strategic Japonia, prin intermediul JICA. Sigur, trebuie să scoatem în evidență și parteneriatul nostru cu guvernul Austriei, care a fost iarăși o premieră și care, sunt sigur, va cunoaște continuitate. Și, desigur, să nu uităm că, dincolo de parteneriatele pe care le avem cu acești parteneri de dezvoltare, Uniunea Europeană a venit și în acest caz cu un suport direct evaluat la acea sumă de 3 milioane de euro. Pot să vă mai spun omenește, așa că aș fi în stare probabil să scriu și o carte vis-a-vis de cum a luat naștere acest proiect, prin ce am trecut ca să asigurăm finanțare și implementare. Cred că este locul unde am venit cel mai des în această perioadă de timp de la lansarea proiectului și până la finalizare. Și mă bucur foarte mult că am ajuns în această zi. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au crezut, tuturor celor care au muncit. Vreau să felicit pe toți cetățenii Republicii Moldova cu această frumoasă realizare, pentru că, după cuvintele spuse până la acest moment, este important să scoatem în evidență cel mai important lucru. Că aici, în acest loc, pe această infrastructură și cu acest echipament, cu medicii noștri extraordinari din Republica Moldova, vom avea vieți salvate și vom avea adusă sănătate pentru cetățeanul Republicii Moldova. Și acest lucru este prioritate absolută pentru noi. Vă mulțumesc, felicitări și eu sunt sigur că vom avea ocazii foarte multe în perioada de viitor să ne bucurăm de asemenea evenimente. Moldova merge înainte, Moldova este țară europeană, geografic, istoric, cultural, este o țară care va fi europeană și oferind toate drepturile și valorile și nivel de bunăstare europeană într-un timp cât mai scurt posibil. Mulțumesc și felicitări!